Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Deale Dimineții, nu la Dale Dimineții, că nu suntem cu dalele, tot spun seamănă, dar nu răsare, dragii mei, dalele s afară, care ori mai fi rămas, că unele le mai scot și le vor scoate și pe celelalte și care nu le scot sar singure. Dar până la Dale și Deale, suntem la Hunedoara 1 TV, dragii mei, în direct, că așa ne place, ne trezim cu noaptea în cap. Se vede, da? Se vede. Parcă mi-a mai revenit. Se pare că iar mi-am ascuns la variera. Mulțumesc, Rosi, bună dimineața. De ce am două cabluri? Am numai un cablu, dragii mei, dar nu știu ce s-a întâmplat așa. Iese și pe partea cealaltă. Rosi e de vină de data asta. Glumim, dragii mei, că de-aia suntem aici la Hunedoara 1 TV, așa cu noaptea în cap, pentru că încercăm să ne facem ziua. Zice el ceva, dar nu-l aud în cască. Ce tot zice acolo, Rosi? Ce tot? Nimic? Nu mai vrea să zică. Mai strâmbat. Da. Dragii mei, diminețile noastre, sper să fie așa cu voie bună, să fie altfel, că așa conformiști, non-conformiști, nu știu cum o fi. Tot fac câte o greșeală, tot fac câte o bâlbă. Unele să știți că-mi iasă. Unele, într-adevăr, sunt provocate, dar aia cu festivalele de pe sincron, aia chiar mi-a ieșit. N-a fost provocată, nu știu dacă se zică, să se spune festivale sau festivalele sau festivalurile, dar știu cineva a venit alături de mine în această dimineață să-mi spună dacă e festival, festivaluri, festivale. Roxana Olșanski alături de noi în această dimineață. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața! Am venit să beau cu tine o cafea la tine, nu la teatru. Asta apropo de ce, de cum spui tu tot timpul teatru și Mihai te tot... Noi râdem pe tema asta, știi? Un cafe. Mergem să bem o cafea la teatru? Nu, mergem să bem o cafea la teatru. Eu astăzi am venit să beau o cafea cu tine la Deale Dimineții și îți mulțumesc pentru invitație. O să zic și teatru, și teatru în dimineața asta, că așa e, nu pot să ies din personaj, dragii mei, uneori nu-mi iasă. Sau nu vreau să ies, așa cum a făcut ieri postarea. Toată lumea vorbește corect, toată lumea își dorește să vorbească corect și toată lumea își dorește să vorbim limba asta română corect. Acum nu mai știu ce e corect și ce nu mai e corect, că dacă ne ducem către București, așa către... Casa aia mare, 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 avem o altă limbă română. Păi cine suntem noi să-i contrazicem pe cei care ne conduc? Sunt festivalele, mamă, că lasă festivalurile, că omul ăla care a venit la Poienița, voi ne-o înțeles și că e festival, apă că-s festivalele sau festivalurile, că-s boteze sau că-s botezurile. Acum, și partea cu trepți, eu la mine tot trepți rămân. N-ar fi ele trepte. Alături de... și-a adus ajutoare, astăzi facem gramatică. Și-a adus ajutoare Roxana și, dragii mei, îmi cer scuze în direct. Ieri dimineață am botezat-o pe invitata. Aia am zis cu totul altfel decât nu e Ordean, e Andreea Oprean. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Știm deja că e fica... Roxanei, celebrei Roxana Olșanski, pentru că ești, să fim serioși, ai o oarecare notorietate. Oarecare, da. Mulțumesc frumos! Să povesteam înainte. Da, mulțumim frumos că ne-ai chemat să vorbim despre ce ne place nouă să facem și anume despre artă, cultură și lucruri frumoase pentru suflet și da, ai dreptate, mă mai cunoaște lumea încă pe aici, pe în zona noastră, că eu sunt de părere că mai bine cum e fruntaș la mine acasă decât codaș prin alte părți. Dragii mei, pe lângă artă și cultură e o plăcere, așa cum spun de fiecare dată. Roxana, prin prisma calităților domniei sale, calitățile umane, chiar și atunci când am greșit, nu a fost genul care să zică, bă, blondo, vezi că aceea... N-am dat cu parul, cum s-ar zice. Nu, m-a corectat așa finuț. Acum, de foarte multe ori să știi că noi ăștia veniți și fabricați ad hoc, că până la urmă nu e o scuză, dar e o realitate.
Eu nu sunt jurnalist. Am venit așa, la apelul bocancilor, a zis Corina, știi, într-o dimineață, tu vii la televiziune. Da, grea presiune și greu de recuperat acei ani în care, eu cred că n-am mai făcut gramatică și oricum gramatica pe care eu am făcut-o... Nu mai are nicio legătură cu ce se face acum, știu. Ce se face acum, dar încerc să păstrez o oarecare... să spunem așa, din respect pentru voi, cei care urcați pe scenă, și să știți că e foarte greu când mă duc la știrile astea așa oficiale, că trebuie să îmi reamintesc totul. Dar acolo la țară merge, spunea domnul Chiseli, zone etnografice. Așa. Na, las-o, frate, că suntem la țară. Hai, în traducere liberă. Ne întoarcem în aprilie, da? Andreea, facem în aprilie. Da. Chiar prea de dimineață. Dar să știți că i-am oferit varianta înregistrării și a refuzat-o. Și asta e pe sufletul meu, că s-a trezit așa la prima oră, mă rog, cănoasă, să ne povestească, pentru că a fost acea campanie electorală care ne-a întrerupt șirul întâlnirilor noastre. Și 26 aprilie, să știi că am încercat să-mi aduc aminte unde a fost plecată, am fost clar la o știre, mi-aduc aminte că Petronela scria PC ajungi, nu VV nu ajung, că eram cu totul în altă parte a județului și mi-am dorit și mă simt așa, nu vinovată, dar mă simt pierdută, că am pierdut un episod foarte frumos din viața acestor două femei minunate pe care țin. Ha, mulțumesc! 26 aprilie, mulțumesc, Rosi, un episod foarte frumos din viața voastră și eu mi-am dorit să povestim despre el și să-mi povestiți acum, la câteva luni de după tot ce s-a întâmplat, ce simțiți astăzi după ce s-a întâmplat în 26 aprilie la teatru. La teatru. Încep eu până să gândește Andreea ce vrea să spună. Mie mi-e dor de ce s-a întâmplat atunci. Bine, mi-e dor în general și după ce am jucat un spectacol, în secunda în care s-a închis cortina, deja începe să-mi fie dor să vin iarăși în fața publicului pe scenă. Mi este dor de acea minunată energie care s-a transmis de la sală către mine și invers. Mi-e dor de oamenii frumoși care au venit atunci la teatru și pe care îi aștept în continuare și în stagiunea nouă care începe. Și mă bucur foarte tare că am avut ocazia alături de fiica mea să vă arătăm un moment de suflet, pentru că spectacolul așa a fost un moment de suflet, care cumva poate v-a făcut să vă simțiți mai aproape de noi prin prisma poveștii spusă de noi. Andreea a ales această monodramă căruia noi am dat numerele Reflexie, pentru a-și susține proiectul de disertație. Da, o să o las pe ea să vorbească mai multe despre proiect. Vreau să vă spun doar că eu, ca și interpret al personajului principal, singurul de altfel, fiind un one-woman show, adică un spectacol cu un singur actor, în cazul acesta eu, pentru mine a fost o mare provocare din mai multe motive. În primul rând că cumva mi-am povestit viața, 80% sau poate mai bine de 80% din tot ce ați auzit noastră acolo are legătură cu viața mea, viața mea personală, poate lucruri din viața mea pe care dumneavoastră publicul nu aveți de unde să le știți. Și cumva m-am dezbrăcat în fața publicului de tot ce a însemnat platoșă, pentru că toți ne punem câte o platoșă, toți încercăm să părem câteodată mai fericiți, mai veseli sau mai altfel decât suntem de fapt. Ei, atunci în spectacolul Reflexie, dumneavoastră ați avut ocazia să vedeți și alte fațete ale mele și mă bucur că v-am surprins în primul rând, mă bucur că proiectul Andrei a fost atât de bine primit de public. Mi-aș fi dorit să continue și acest spectacol să mai poată fi jucat în cadrul Teatrului de Artă din Deva sau, de ce nu, și în alte locuri. Noi chiar ne-am înscris în acest an la două festivaluri de gen, dar din păcate, din cauza programului Teatrului de Artă din Deva, nu vom putea să ajungem la aceste două întâlniri cu publicul din alte părți. Sperăm să o facem altă dată. Sper ca cei care au venit atunci la spectacol să-și amintească mereu cu
cu plăcere de ce le-am propus noi și vreau să închei înainte să-i dau cuvântul Andrei, prin a spune doar atât ce am spus de fiecare dată. Noi fără dumneavoastră nu existăm și toată această zbatere este pentru dumneavoastră și pentru a ne ustoi noi dorul acela de interacțiune umană. Așa că vă invit ca de fiecare dată la teatru, indiferent ce spectacol se joacă pe scenă, pentru că împreună putem să ducem artea teatrală mai departe și Teatrul de Artă din Deva și nu numai, să își continue tradiția care, bine știm că am plinit anul ăsta 113 ani în Deva și sper să mergem și mai departe și cu bucurie să ne amintim și când noi fiu la pensie sau, de ce nu, prin alte părți, să vă amintiți cu bucurie și de acest spectacol în cadrul repertoriului Teatrul de Artă din Deva. Andreea, da. O să ne povestești, e o data trecută, pentru că urma să fie premiera, n-am pus întrebări să-ți roscolesc sufletul, pentru că erau emoțiile prea mari. Am mai multe întrebări. Vreau să știu de unde a pornit ideea, când te-ai pus la masă și te-ai hotărât să-ți faci lucrarea de disertație. De ce mama? De ce acest personaj? De ce? De unde s-a născut în tine dorința de a crea ce ai creat? Această dorință s-a născut principal din simplu fapt că voiam să fac ceva concret, să nu fie doar la nivel de schițe sau idee. Și, sincer, mi-era mai accesibil să lucrez direct cu ea, a fost mai ușor în ghilimele, că de fapt a fost foarte complicat, fiind încăpățânată. Așa. Și am zis că pentru început este ok să mă limitez la un singur personaj care este destul de complex. Adică a trebuit să mă gândesc cum să fac și costumul astfel încât să inspire ceea ce voiam să transmită, cum să așez elementele pe scenă astfel încât să aibă legătură cu personajul și cu povestea prezentată. Dar de fapt au fost mai multe personaje, mai exact 5. Bunica, tatăl ei, tatăl meu, copii și soțul ulterior, care, surprinzător, au fost și prezente în sală. Adică a fost un spectacol și în public. Ai să râzi, dar a fost un adevărat spectacol și în public, pentru că Andreea nu spune, dar ei n-au știut la ce vin. Toată lumea a venit, vorbesc de familie, au venit să vadă un spectacol, să o ajutăm pe Andreea să-și dea acest proiect, noi așa l-am și prezentat ca un proiect pentru disertație, haideți să vedeți un spectacol. Și au venit toți, s-au înșirat acolo pe rândul 7, așteptând să vadă un spectacol de 40-50 de minute în care cineva să spună ceva, să aplaudăm și să bifăm acolo că a făcut ceva. E, și când au auzit ai mei ce spune subsemnata pe gură, că așa era textul, a fost foarte interesant, mai ales că ulterior noi am postat niște fotografii primite tot de la spectatori și au început acolo comentariile și unul dintre comentarii a fost foarte drăguț. Spunea mama unui coleg, fost coleg de Andrei, spunea, zice, am avut șansa sau neșansa să stau lângă primul tău soț, adică tatăl Andrei. Zice, reacțiile lui au fost pe măsura așteptărilor. Adică, cumva, a fost foarte dur spectacolul meu, nu doar pentru cei prezenți, cât mai ales pentru familia mea. Dar în același timp, cred că, până la urmă, asta a contat mai mult, faptul că mesajul principal a fost de speranță. Indiferent cât de rău sau cât de rele ar fi lucrurile în viața unui om, indiferent câte provocări are un om de-a lungul vieții, dacă privești lumea cu gândul că va fi întotdeauna mai bine, va fi mai bine. Adică speranța la mine nici măcar nu moare. Știi că e vorba că speranța moare ultima. E, la mine nici speranța nu mai moare. Știi? Dacă alegi să privești așa lucrurile și să le prezinți așa, chiar dacă spui lucruri dure, parcă nu mai e, se mai îndulcește puțin hapul, să spunem așa. E, și de asta, cum zice Andreea, cei care au fost din familie au avut surpriza surprizelor. Spune, Pisi.
Cea mai... zi, Puiu. Nu, că nu știu ce să zic. Cea mai dură... Rămânem aici și revin la tine cu restul întrebărilor, dar cea mai dură replică din tot ce a scris Andreea pentru tine? Pentru că e clar, la un moment dat... N-a scris Andreea. Deci trebuie să specificăm. Textul nu-i aparține Andreei, textul aparține lui Mihai Vântu, Daniel Ionescu și subsemnata. Muzica a fost scrisă de mine pe versuri de Blaga cu orchestrația lui Marcel Costa. Am fost ajutați de o firmă care ne-a ajutat efectiv cu decorul, fără bani. A fost ca un fel de sponsorizare pentru a ajuta pe Andreea să-și împlinească visul de a realiza acest spectacol. Afișul a fost făcut de un prieten și coleg drag de la Teatrul de Artă din Deva, deci toată lumea a pus mâna cumva ca să fie bine. Ce spuneai tu, cea mai dură replică, n-aș putea să spun că sunt multe. Ce au reținut oamenii din spectacol a fost replica în care spuneam eu că toți oamenii au ghimbi. Oamenii au ghimbi și mie îmi place să joc volei și știu că nu se vede, dar odată mingea a ajuns să mă răcini și eu încercam să merg după ea și toți ghimpii aia sfâșiau carnea și mi-am adus aminte că mi-am dat seama că toți oamenii au ghimbi și chiar dacă nu recunoaștem, ghimpii noștri sunt văzuți de către cei din jur. Ori eu sunt obișnuită să accept ghimpii tuturor celor din jur, dar nimeni nu este obișnuit și nici măcar nu-și dorește să accepte ghimpii mei. Cred că asta e o chestie universal valabilă. Toți avem ghimbi. În ghilimele, da? Dar unii suntem capabili să-i acceptăm pe acelorlalt și alții nu. Eu zic să încercăm să ne acceptăm așa cum suntem, pentru că nimeni nu este fără ghimbi. Nimeni. Na, proastă veste le dă Roxana oamenilor în dimineața asta. Vedeți, mai căutați, dar vedeți că puteți să-i mai tăiați, știți, aveți niște foarfeci, niște... Da, tot o replică în spectacol, zic, am căutat o cremă să mă dau cu ei, că sau să iart, că poate cad, dar mi-am dat seama că a avut o reacție adversă, așa cum am și mai mulți, știi? Sau cum s-ar spune, sunt plină de ghimbi. Asta e. Of, Doamne, nu sunt așa înțepători, pentru că eu te iau de fiecare dată când ne întâlnim în brațe și să știi că n-am rămas cu răni. Deloc. Bine, când vreau pot să înțep foarte tare, ca orice om. Andreea, e adevărat? Ai simțit ghimpii mamei vreodată? A mamei? Am simțit. A mamei? Da, i-am simțit și la repetiții, pentru că ne înțepam una pe alta. A mamei? Nu a mamei, da. Practic mamei? Tot pe post de mamă a fost, pentru că, repet, a fost un spectacol bazat pe viața ei. Și involuntar apăream și eu acolo la un moment dat pe post de personaj. Deci tot mama a fost în situația asta. Nu am luat-o ca și cum ar fi o actriță obișnuită și trebuie să mă asculte. Am negociat, am... E adevărat. Am negociat mult chiar. Nu știu, se poate negocia cu Roxana? Ai să râzi, eu zic că da. N-am avut niciodată nicio problemă cu niciun regizor. În primul rând trebuie să înțeleg. Dacă înțeleg ce mi se cere, atunci ok. Dacă nu înțeleg ce mi se cere, atunci sunt prima care zic stop joc. Eu trebuie să înțeleg. Pentru că dacă eu nu înțeleg, eu cum pot transmite mai departe publicului ce vrei tu să înțeleagă? Ideea ta. Trebuie să înțeleg. Și până n-am înțeles, ne-am ciondănit puțin. Ne-am lovit un puțin ghimpii. Dar după aceea s-a văzut rezultatul că au trecut, iacă, luni de zile și în zi de azi când mergem pe stradă ne mai oprește câte cineva și ne spune... ne-ați răscolit profund cu spectacolul vostru și sperăm să-l mai jucați. Ce să spun? Mulți psihologi au fost în sală, prieteni, care au venit să vadă spectacolul și mi-au zis... De fapt, asta și încercat cumva, Andreea, să fie ca un spectacol terapie. Mi-au zis că acest spectacol ar fi foarte potrivit să fie jucat pentru, în primul rând, pentru femeile abuzate sau pentru femeile care își cresc singură copiii sau pentru oamenii cu greutăți în general, nu neapărat femei, oamenii cu greutăți, ca să vadă că la final există viață după divorț, există viață după traume, există viață atâta timp cât îți dorești să vezi viața. Da, frumos spus. Ne întoarcem la Andreea. Andreea, care a fost
cea mai frumoasă reacție din partea publicului, a familiei, a profesorilor. Știu că la un moment dat așteptai pe cineva de la București să vină de la, Cluj, să vină la spectacol. Așa? Nu, tu ai înțeles bine, Andreea a făcut facultatea la București. Așa. Dar noi am așteptat profesorii de la Cluj. Am înțeles. Deci am înțeles eu ceva. Da. Care a fost cea mai frumoasă reacție? Care ți-a rămas, din partea cui? Care ți-a rămas așa la suflet și te întorci în seara de 26, zilele imediat următoare, 27-28 aprilie, la care te gândești mereu așa? Avem noi, știi, și eu am primit comentarii, uite cum am primit la începutul carierei mele în televiziune de la mama ta și mi-a rămas pentru totdeauna la suflet. Tu de la cine ai primit? Au fost foarte multe mesaje pe care le-am primit, pentru că am avut două caiete în care oamenii au scris la final gândurile lor. Am avut surpriza să scrie prieteni sau foști colegi care au fost prezenți în sală, lucruri pe care nu le-am spus, deși suntem prieteni, nu intrăm foarte adânc unul în sufletul celuilalt, dar cred că cel mai profund mesaj și care cumva o să-l țin minte toată viața a fost din partea lui Alexandru Boldor, sper să nu-l botez, mi-a scris felicitări, am fost parte la o poveste de viață. Și am venit să văd un spectacol. Am venit să văd un spectacol și am fost partea unei povești de viață. Să știi că ai debutat sus și acest comentariu vine de la un om foarte competent. Competent și nu mai știu cuvântul terminat, pe care l-a folosit. A terminat masterul în management cultural, este un tânăr din Deva, care ne-a făcut onoarea de a participa la spectacol și pe Andreea a surprins-o și a bucurat-o foarte tare comentariul lui. De ce? Pentru că este un tânăr de 20 și ceva de ani care a venit să vadă un spectacol și a fost atât de impresionat încât i-a lăsat aceste cuvinte și de multe ori, știi, suntem atinși de oameni la care nici măcar nu ne-am gândit, știi? Te gândești că poate ar fi fost wow dacă profesorul a spus ceva extra. Toată lumea a spus lucruri bune. Au fost și părți care, pe care publicul nu le-a înțeles sau lucruri pe care ni le-au spus ulterior că ar fi fost mai bine să le facem altfel. Dar Alex cumva i-a ridicat la plasă, să-i spunem așa, Andreei, și i-a dat speranța că ce face ea se poate adresa și publicului tânăr, că despre asta este vorba. Publicul care vine la teatru este un public format în majoritate de oameni care sunt între undeva după 35 de ani. Ăsta este crudul adevăr. Dar Andreea cumva a reușit să atingă și pe cei tineri și asta este foarte important. Când te adresezi unui spectator de vârsta ta și el îți apreciază mesajul și îți dorește tot binele din lume și îți spune că i-a plăcut foarte tare și îți dorește numai bine, înseamnă că ai făcut ceva bine. Ori dacă un tânăr se adresează unui alt tânăr și între ei se creează acea legătură care trebuie să fie între un artist și publicul său, înseamnă că se merge pe drumul bun. Interesant, dragii mei. Încă o dată regret că n-am ajuns Nu mai regreta că poate îl mai jucăm vreodată. Poate îl mai jucați vreodată. Nu o să mai fie probabil acea emoție, pentru că atunci a fost diploma de final de facultate a Andreei în mâinile mamei și o cunosc. Luptă pentru fiecare dintre noi, Roxana. Dacă era dizertația mea, la fel făcea. Da, pentru și că ar mi fi se dat pare corect. Sufletul din ea pentru, și își dă sufletul din ea pentru oricare dintre noi care îi cerem ajutorul. Dacă ai făcut un pas către Roxana și ai cerut ajutorul, Roxana, chiar dacă n-ai folosit cuvântul ajutor, te miroase și își dă seama că ai nevoie de ea. Și face cumva, chiar dacă e foarte obosită, chiar dacă are foarte mult de lucru, să fie acolo lângă tine. Eu am pățit-o pe pielea mea. Și-a dat seama că am nevoie de o vorbă și a știut să-și aleagă momentul în care să mă pună la masă și să mă aducă pe calea cea bună. Nu o să uit niciodată. Sunt lucruri la care de multe ori poate nu spunem atunci, dar ne dăm seama că ne simțim unii pe alții. Da, ghimbii noștri s-au intersectat. Exact. Dar au fost Dar nu ne-au rănit.
Oricând știm că ne putem baza pe cineva, o vedem, eu o văd de foarte multe ori, pentru că îmi beau cafea acolo, la teatru, în față, am eu un birou mobil, îi salut pe prietenii mei, pe Lavinia și pe Sergiu. Andreea, pe repede înainte, că mergem în concediu, că ai fost în vacanță, trebuia jucată la București piesa, ai mai jucat-o? Nu s-a mai jucat. Așa a fost suficient. A fost mă rog, nu intru în detalii. N-am putut să, ni s-a oferit posibilitatea să jucăm în București, era mult prea complicat, în primul rând pentru că trebuia transportat-o decorul și trebuia aduși oamenii de la teatru, cei care ne-au ajutat cu sunetul și lumina, ceea ce era un pic peste mână. Și în al doilea, în spațiul pe care cei de la facultatea ni l-a dat nu era propice pentru ca să încapă tot decorul pe care l-a gândit Andreea. Până la urmă, Andreea, deși a semnat și regia acestui spectacol, ea și-a dat examenul ca scenograf. Da. Deci era mult prea complicat. Dar am dus o parte, eu am participat cu mândrie la susținerea disertației ei care a avut loc în iulie la București și am dus o parte din materiale acolo. Andreea și-a prezentat proiectul în fața profesorilor de acolo și ei au văzut bucăți din spectacol. Noi am trimis tot spectacolul integral. Știi cum e? Nu se simte la fel când vezi un filmuleț sau când ești în sală. Și mai e o chestie pentru care eu nu mi-am dorit să joc la București. Spectacolul acesta a însemnat ceva și a fost atât de emoționant pentru că s-a adresat oamenilor de acasă. A fost pentru cei de acasă, pentru familia mea. Și când spun familia mea, nu mă refer la mama, tata, bunicul, bunica, ci mă refer la familia mare care înseamnă tot spectatorii, tot publicul spectator care a pășit vreodată în Teatrul de Artă din Deva și care mă cunoaște pe mine iacă de 30 de ani. Corect. Ce facem mai departe? Disertația luată cu succes, urmăriți pagina de Facebook a celor două femei minunate și puteți vedea. Ce facem mai departe? Ce faci mai departe? Mai departe, în 12 septembrie am admiterea la Sibiu la management cultural, tot la master. Adică mai faci un master, niște școli. Exact. Facem niște școli. Dacă mă enervez, fac și un doctorat la Iași. Atât? La Iași? N-ai înțeles, la Iași, ca să fim siguri că tot la Iași. Ia, Iași, fraților. Așa. Să avem de ce să mergem în Moldova. Și trebuie să mă angajez. Și o să am un proiect, asta am uitat, acum lucrez la un proiect care se numește Blinding Love. Ajungem la el, ne oprim aici, o oprim pe Andreea, că o să dăm imagini. Vreau să mergem în vacanță. Prima dată, pe repede înainte, câteva minute, că nu ne mai rămână, suntem cumva deja la și 30, mai rămân foarte puține minute, pe urmă de vorbit. Dar nu vreau să trecem peste vacanța ta, pentru că ai fost plecată în vacanță. Unde ai fost plecată? Deci, de ce insist? Pentru că în pozele din vacanță, rog pe Rosi să începem să rulăm, apar toate personaje, nu chiar, greșesc, acum realizez, apar o parte din personajele din Reflexia. Corect. Nu toate. Unde ați fost în vacanță, dragii mei? Am fost plecați în Barcelona. Așa. 5 zile și ulterior la Orșova, la Cazanele Dunării. A fost frumos, doar că n-am mai putut de durere de spate la cât am mers. Foarte frumos orașul. Data viitoare o să-mi iau bicicletă sau ceva să-l vizitez, că nu... N-am putut. Astea sunt poze din Barcelona. Da, sunt poze din Barcelona. Până și blonda din mine recunoaște Barcelona din imagini, că nu mă urc în avion. Am și-o frustrările și fricile mele. Un oraș extraordinar, un oraș care chiar merită vizitat odată în viață. Și ce am vrut să... Vezi, nici la ei nu s-a făcut porumbul. Da, treaba. Ce am vrut să spun... Să știi că nu este atât de scumpă cât crede lumea. Deci prețurile din Barcelona sunt exact ca prețurile din Deva. Da, într-adevăr, cazarea și transportul poate sunt un pic mai mult, dar în rest, ca să te duci acolo nu costă foarte mult. Poți să te duci să vizitezi și este un oraș pe care consider că ar trebui să îl vedem măcar o dată în viață. De ce spun măcar o dată în viață? Că noi am stat 5-6 zile și n-am văzut nici 30% din ceea ce ne propusesem să vedem. Ce ai păstrat în sufletul tău, Andreea, din Barcelona, care ulterior crezi că te va influența ca și scenograf? Arhitectura, în primul rând, și tot ce a creat Gaudi pentru Spania în general. Am vizitat Sagrada Familia, care a fost o experiență unică și
Pentru mine personal este mai spectaculoasă pe exterior față de interior, deși în interior sunt foarte multe culori, e o prezență divină, pot să spun, și practic asta a vrut și Gaudi să transmită. Arhitectura în principal cred că se poate folosi în scenografii și stilul latino. Ole, cum s-a ole. Culorile orașului și a oamenilor în general, pentru că sunt foarte mulți oameni colorați și nu mă refer acum la mine. La Dia, da, sunt foarte multe etnii și întâlnești în Spania. O diversitate foarte diversificată. Da, aici exact. Deja suntem în a partea a doua vacanței la Dunăre, unde mă vedeți pe mine în plină activitate. Dar nu ți-a plăcut peștele? Ba da, mi-a plăcut peștele, dar am vrut să spun că uite cât e de mic. Ah, uite cât e de mic. Asta este cel mai uite ce mare e ăsta. Da, frate. Să fie. Știi cum, mi-a plăcut foarte tare la Barcelona, dar am considerat că după o săptămână de Barcelona e cazul să ne și liniștim puțin. Aici ne-am dus la Dunăre. Cazane, da? Da, aici stăm la Cazane. Împreună cu familia mea și cu prietenul Andrei. Am petrecut câteva zile și la noi în țară și vreau să spun că am și făcut, l-am dat un live de acolo, de unde am fost cazați. E frumoasă Barcelona, e frumoasă Spania, da, tot mai bine în țara mea. Există locuri extraordinare și în țara noastră. Locuri pe care sunt sigură că mulți le-ați descoperit deja, mai ales în partea Dunării, acolo sunt niște locuri. Mie îmi place foarte tare apa. Eu sunt omul, deși nu par, singurul moment în care eu mă liniștesc vreodată este când mă duc la pescuit. Noi practicăm pescuit sportiv, adică îi facem poză și dăm drumul. Bine, pe aici, pe la Dunăre, am mai și mâncat, dar în general facem pescuit sportiv. Și cumva mă liniștește. Apa este locul meu în care eu mă simt cel mai bine. Și a fost frumos și la Dunăre. Și ne întoarcem de la Dunăre. Am văzut niște postări ale Andreei la un moment dat. Ea are o atitudine medievală. Nu știu dacă ați observat poză din Barcelona, ea și sora ei erau îmbrăcate într-un stil medieval. Acum, pe lângă că o vedem pe Roxana, n-avem cum să nu o vedem dacă Roxana e în oraș. N-ai cum să nu o observi. Dacă vedeți o chestie mare, roșie sunt eu. Am început să o recunosc și pe Andreea prin oraș. Are un stil aparte. E un alt fel, o apariție altfel în jur, până și eu aia care merg pe stradă și mi-a culpa, uit să salut, nu uit, pur și simplu nu văd pentru că mă duc acolo în lumea mea și lumea mea e doar a mea și de multe ori plec doar eu cu mine și de foarte multe ori nu văd lumea pe stradă, dar pe Andreea n-ai cum să nu o vezi. E o prezență, o altfel de prezență pentru municipiul reședință de județ, odată că e foarte înaltă și e foarte frumoasă, se îmbracă altfel și îți atrage privirea. Ai așa un stil medieval. Am văzut că ai tras cu arcul, sper că n-ai și lovit. Ai fost pe post de Cupidon? Nu, n-am fost pe post de Cupidon, am tras de plăcere. Nu întâmplător am ajuns la trasul cu orcul și la medieval, legătura cu Sighișoara, ajungem acolo. Prima dată vreau să-mi spui, lămurește-mă pe mine, Ioana Pop de la Hunedoara 1 TV are o întrebare pentru Andreea. Ce face un scenograf? N-am întrebat niciodată pe mama ta, știu ce face un actor. Asta am priceput. Dar uite, de exemplu, eu nu știu care e rolul unui scenograf într-o piesă. Scenograful practic de teatru. Practic îmbracă tot ceea ce a gândit regizorul și jocul actorilor. Cumva fără scenograf nu există imaginea spectacolului. Trebuie să creeze decorul, trebuie să creeze costumele, astfel încât să reprezinte fiecare personaj în parte și în același timp trebuie gândit un decor ușor de manevrat, Să fie parte din poveste, adică pot să fac schele și paturi supraetajate, dar eu dacă nu gândesc foarte bine acel proiect, risc să pățească actorul ceva și să jucă mâna și un picior pe conștiință. Practic, scenograful înglobează tot ceea ce înseamnă un spectacol, un text și așa mai departe. Era mai ușor să te faci actriță? N-a avut loc de măsa.
Da, pricepui. Dacă mai aveți întrebări, le așteptăm. Și dacă nu le puneți în direct, puteți să le puneți și în reluare, pentru că cele două minunate femei de aici, de lângă mine, din această dimineață și din fiecare zi, pentru că ele sunt parte din viața mea, chiar dacă ne vedem în fiecare zi, știm că existăm și știm că ne putem baza una pe cealaltă. Mergem la... teatru! Nu. La Sighișoara, nu? Acolo la mergem. Făgăraș. La Făgăraș. La Făgăraș. La Făgăraș trebuie să-și cuar cu fată? Da, am fost la, am participat la Festivalul Medieval de la Făgăraș din acest an, împreună cu străjerii cetății Bistrița. Ea face parte din trupa. Fac parte de aceea. Aproximativ un an jumătate din această trupa asociație. Da. Împreună cu sora și prietenul meu. Un prieten din Bistrița ne-a recrutat și pe noi din Deva și a mai participat și în 2017, doar că acum m-am aliat cu cei de la Bistrița și a fost interesant pentru că eu mi-am făcut costumul, i-am făcut și al surorii mele și a prietenului meu, deci practic și acolo am fost așa un mic scenograf. Foarte fain. Care e legătura între tine și teatru de la Sighișoara, înțeles da, bine? Da, deci da. Mă învârti eu da, pe da, la da. Cetatea Sighișoarei, nu pregătirem teatrul noi... Teatrul Tact din Sighișoara. Nu pregătirem noi pe prietenul meu și al lui Rosi. Am zis! De la cetatea Sighișoarei aveam la un moment dat un material cu am zis, toboșarul cetății. Vreau să-ți fac o surpriză, dar nu ne-a ieșit. Dar data viitoare promit să o fac. Care e legătura dintre tine și... Genina Iconaru. Genina Iconaru, care este actrița Teatrului de Artă din Deva, este din Sighișoara și împreună cu soțul ei, de-a lungul vremii, au înființat acest teatru care se numește Teatrul Tact din Sighișoara. Janina a fost cea care a observat-o la lucru pe Andreea și Teatrul de Artă din Deva a început această colaborare, o coproducție cu Teatrul Tact din Sighișoara și Janina și Ștefan au fost cei care, împreună cu regizorul Ion Mircioagă, au fost cei care au solicitat prezența Andreei ca și scenograf în acest proiect, prim proiect al Teatrului de Artă din Deva, care va începe acum stagiunea 2024-2025. Premiera va avea loc în data de 6 septembrie de la ora 19, se numește Blinding Love. Și rugăm pe Rosi, mulțumim! Este un spectacol de suflet, este un spectacol special. Deci este, noi despre toate spectacolele astea spunem că sunt speciale și chiar așa sunt. Acesta de ce este altfel? Pentru că ne-am băgat puțin și în dragoste. Știi, noi de obicei pe la teatru nu am tratat dragostea în modul în care a tratat-o Leonard Gershon în spectacolul acesta, Blinding Love. Este o idee de Leonard Gershon, titlul original este altul, cu siguranță dacă ați citit știți și fluturii sunt liberi, pe baza acelui text este spectacolul realizat, Blinding Love. De ce Blinding? Pentru că este vorba despre un tânăr orb care se îndrăgostește. Pentru că dragostea face parte din viața fiecăruia și de multe ori ne ferim să ne arătăm că iubim și cei care au o problemă, în acest caz fizică, tânărul nostru Don, fiind la Aurelian Culea, îl interpretează fiind orb, își expune altfel sentimentele. Când nu, cum îi spui celui pe care îl iubești, fără să-l vezi, că te-ai îndrăgostit de el doar pentru că miroase într-un fel, doar pentru că îți vorbește într-un fel, fără să-l vezi. Eu voi vii la teatru să-l vedeți. Și să vedeți și pe toți ceilalți colegi noștri. În acest spectacol joacă Aurelian Culea, Emilia Banciu, Janina Iconaru, Ștefana Brudan. Regia îi aparține domnului regizor Ion Mircioagă și scenografia, cum ați văzut acolo pe afiș, este semnată de minunata mea fiică Andreea Oprea. Deci nu, mai spunem na, că fluturele, m-am îndrăgostit de el, la e partea 15-a, că eu tot nu înțelegeam, bă, frate, ce caută fluturele acolo. Asta acum fac, știi cum, când e vorba, știi cum e când ne îndrăgostim, ni se spune că umblă fluturașii pe la stomac. E, despre asta e vorba, și fluturii sunt liberi. Fluturii din acest spectacol vor zbura liberi într-un spectacol la care vă invităm cu drag să veniți la Teatrul de Artă din Deva, un proiect al Teatrului de Artă din Deva în colaborare cu Teatrul Tact din Sighișoara. În 6 septembrie. 6 septembrie, ora 19. Vom mai vorbi despre această
premieră. Vom avea o surpriză marți dimineața, săptămâna viitoare, în 2. Nu, cred că greșesc, nu, nu. În 2. O să fie o parte din actori, regizorul și mai vedem cine, pe cine mai invită domnul Mihai Panaitescu alături de domnia sa. Acila Mila Dale Dimineții și la Rosi, să vedem, să ne povestească despre piesă, despre nu știu ce ne povestește. Am văzut-o pe doamna Gianina, să știi că ne tot salutam la un moment dat acolo în centru. N-am știut că e actriță. Da, păi eu... Gianina este angajată Teatrului de Artă din Deva de aproximativ un an și jumătate. Este un mare câștig a Teatrului de Artă din Deva venirea ei aici. Noi am insistat foarte tare să vină și Ștefan. Din păcate, Teatrul Tact îi cerea prezența acolo, la Sighișoara, și nu a putut să vină și el, dar Gianina este o parte integrantă a colectivului nostru și, repet, este o mare câștig pe care Teatrul de Artă din Deva l-are prin prezența ei aici, pentru că este o actriță extraordinară. În primul rând, este o actriță cum se spune, foarte disciplinată, foarte... e ca un fel de ceas elvețian. Gianina noastră este un ceas elvețian, niciodată nu greșește, întotdeauna te poți baza pe ea, este un om extraordinar, chiar ieri am primit 25 de ani. Îi spune la mulți ani, la mulți ani, Gianina. Da, la mulți ani. Așa, și cred că ați văzut-o dacă ați fost la teatru într-un tramvai numit Dorință. Este spectacolul cu care ea a debutat la Teatrul de Artă din Deva, un spectacol care a rămas în memoria spectatorului de teatru de vean și nu numai. Și sperăm să veniți la teatru să o vedeți în toate spectacolele noastre, pentru că Gianina nu joacă doar în Blinding Love, va juca și în data de 20 alături de noi în Mafia Femeilor, va juca și în data de 27 septembrie în Îmblânzirea Scorpiei, va face parte și din următorul proiect care va avea loc premiera în 4 octombrie, va merge împreună cu noi, cu Teatrul de Artă din Deva, și la Bălți în data de 17 octombrie, unde vom fi prezenți cu interludiile semnate de Alexander Hauswater în cadrul Festivalului de Literatură Americană. Deci, Gianina este o prezență foarte binevenită pe firmamentul Teatrului de Artă din Deva, care sper că mulți ani va rămâne alături de noi. Nu doar Gianina, și Aurelian Culea este un actor angajat al Teatrului de Artă din Deva. Emilia Banciu și Ștefan Abrudan nu sunt angajații noștri, sunt angajații colaboratorii Teatrului Tact din Sighișoara, și tocmai de acesta Mihai Panaitescu împreună cu cei de la Teatrul Tact au decis să facă această coproducție în regia minunatului domn Ion Mircioagă, care are un stil aparte de a regiza spectacolul. O să vedeți, este un om extrem de blând. De obicei, regizorii, știi, acum îți spun eu ca actor, nu sunt toți foarte calmi și foarte... De obicei se mai urlă, se mai țipă. Nu, domnul Mircioagă este un om care își face temele, care știe foarte bine ce să ceară un actor, și rezultatul puteți vedea dacă veniți la teatru în data de 6 septembrie. Să admirați nu doar decorul și costumele Andrei, ci mai ales jocul actorilor, și să plecați încărcați de bine și frumos așa la început de stagiune. Emană foarte multă blândețe această femeie. Da. Eu așa am remarcat-o. Așa e. De o blândețe are cei păi ochi. Acum trebuie să fie altul și nu toți sunt explodați ca mine, nu? Trebuie să existe și cumva trebuie să păstrăm echilibru. Tu nu mai zic că ești, că nu e adevărat. Are Roxana o blândețe aparte și știe cum să ne... Vrea ea să joace un rol de dur, dar nu-i iasă. Andreea, rămânem la tine, mai avem foarte puțin timp. Cât mai avem, Rosi? Ca să... Cât? 5 minute. Andreea, vreau să ne povestești despre scenografie. Scenografia acestei piese de data aceasta, pentru că eu sper să devii parte din viața mea și să ne vedem aici și să ai atât de multe proiecte și în viața personală și în viața artistică și unde vrei tu, și să vii de foarte multe ori aici la noi la Dale Dimineții să ne povestești ceea ce tu vrei să transmiți publicului. Dar de data asta, dacă te rog, în cele 5 minute pe care le mai avem, povestește-ne despre scenografia acestei piese. Cum ai gândit-o? De unde ai început? Ce ai vrea să se știe despre ceea ce tu ai creat? Imaginile sunt de la repetiții. Da, sunt surprinse cu telefonul chiar de către Andreea. Așa. De asta am ales să fie alb-negru, ca să nu vindem tot. Oricum, așa, ce vedeți dumneavoastră acolo nu sunt costumele create de Andreea, ci sunt costume de repetiții. De repetiții, o să nu e tot.
povestește-ne despre ce ai creat pentru acești oameni minunați. Păi, inițial, Gianina m-a chemat ca să creez costumele. Așa. Ulterior, am retușat și decorul împreună cu domnul regizor. El a gândit amplasarea obiectelor, eu doar le-am găsit o temă, să zic așa. Am încercat să păstrez culoarea alb predominant pentru a sublinia faptul că el nu vede diferențele, nu știe, doar prin simți tactil. Albul te duce cu gândul la puritate. Exact, puritate, cum am folosit și în reflexie. Și fiecare costum al personajelor să sublinieze trăsătura lui de caracter. Inițial am vrut să-l fac pe el, personajul principal, alb-negru, dar m-am gândit că nu, trebuie să găsești ceva a lui, să fie, nu știu, am folosit culoarea albastru, de exemplu, ca să sublinieze ideea de încredere. El, pe tot parcursul piesei, spune că el are nevoie de încredere, cineva să creadă în el. Ulterior, mama lui, Gianina, veți vedea, de fapt, la spectacol ce se va întâmpla, și am folosit un stil al anilor 90 pentru cei tineri și pentru cei părinții, maturi, așa, mama și... Am folosit un stil mai elegant sau pentru mai Ștefan... conservator, cumva. Exact, sau conservator. Pentru Ștefan am folosit veșnica eșarfa regizorului nonșalant, care și dă așa. Știi că în lumea noastră, dacă mergi la un festival de teatru și vezi pe cineva într-un colț care fumează foarte afectat și are un șal la gât, ăla automat este regizor. Da, da, da. Îi culegi. Da. După... Da, da. Practic a fost un proiect destul de ușor, că nu s-a cerut foarte mult, se bazează foarte mult pe poveste. Eu am încercat și pe actor, să... Exact. Pe actor. Ea a subliniat doar... Am încercat să subliniez, să conturez mai tare ideea fiecărui personaj. Practic, asta. A făcut ce trebuie să facă un scenograf. A ascultat ce s-a cerut de către regizor și a încercat să aplice cât de bine a știut ea. Bineînțeles, acceptând sfaturi și din partea regizorului, că așa e firesc într-un spectacol de teatru, cei doi trebuie să conlucreze foarte, foarte îndeaproape, adică regizorul cu scenograful, și slavă Domnului că domnul Ion Mirceoagă a pus mâna să ajute un tânăr la început de drum și să-i mai dea câteva sugestii. Ce a ieșit, vă invităm să vedeți în 6 septembrie, o poveste despre dragoste, o poveste sensibilă, o poveste despre puritate și despre cum dragostea ne face să ne zboară fluturii prin stomac. Hai, Doamne! Ia zi, vin! Păi cu fluturi! Păi cu fluturi, cum? Nu mai zic că vin, că uite, nu ajung, că mă trimite Corina, te miri unde pe teren. Dacă nu am altă... Dacă nu vin 6, vin 19 la Brad, că îl jucăm și la Brad. Dă-mi idei. Așa. Nu, să știi. Faci o știre la Brad. Da. Așa. Da. Cu ocazia asta aveți și spectacolul. Merge la țevi, auză. Mă duc și rămân acolo. Rosi vrea să mă lase pe teren. Cu cine să mai faci matinal? Rogi pe Roxana și pe Andreea să vină în locul meu la matinal. Draga mea, e prima, după reflexie, prima piesă de teatru pe care o pui, mai ai, mai sunt. Este prima făcută... Așa? Strict de mine. Așa. La celelalte spectacole, Scufița Roșie și Hansel și Gretel, l-am gândit cu regizor. Practic eu am executat decor, l-am pictat. Da. Aici am gândit conceptul. A fost un proiect mai amplu și într-adevăr este primul spectacol 100% făcut de mine. Ei, dragii mei, că așa începe, știți, acum aș pune prima. Mapa ei, portofoliu, la asta mă refer, e coperțile, e cu reflexia, că n-ai cum, frate. Știi cum întotdeauna există un spectacol de suflet pe care îl vei purta o viață întreagă cu tine? Probabil că pentru Andreea, cel puțin o lungă perioadă de timp, va fi reflexia. Acum vedem ce va fi și ce aduce viitorul. Eu sper ca orice părinte din toată inima să-și găsească drumul într-un domeniu destul de zgârcit cu tinerii debutanți și de ce nu să auzim cât mai des de, și să încercăm să apreciem scenografiile făcute de ea și în alte teatre și în alte părți din țară. De ce nu? Vedem ce-o fi. Deocamdată ne bucurăm de prezența ei acasă, eu ca părinte și spectatorii ca scenograf,
Și ce să zic, decât că să veniți la teatru să vedeți spectacolele noastre, să puneți mâna la sprijinirea tinerilor talentați pe care județul, țara îi are, nu mă refer doar la partea artistică, scenograf în cazul acesta, ci a tuturor tinerilor. Avem foarte mulți tineri în țară care nu au șansa să se exprime. Efectiv, nu au șansa pentru că nu au unde. Dacă auziți de un tânăr foarte talentat sau observați în jurul noastră talente, sprijiniți-i, pentru că doar așa putem să fim siguri că și generațiile care vin după noi vor avea oameni de calitate care să-i conducă mai departe și să le facă și sufletul să vibreze, că nu sunt importante doar facturile și burta, ci mai ales spiritul. Frumos spus, ar trebui să tac. Să nu mai vorbesc, te rog, să învăț într-o bună zi să și tac. Mie nu mi-a ieșit. După atâția, nu, cred că ți-a să nici știe. Am vedea din toamnă. Bună dimineața, o zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, felicitări, stimă și respect invitatei dumneavoastră, vă mulțumesc anticipat, pupici, dulci, Doamne ajută, o doamnă din Hunedoara. O saltăm, sper să o ajung, Adriana Furcă, sper să o ajung să o cunosc, are ceva special această femeie și sper să ajung să o cunosc. Bună dimineața, felicitări pentru emisiune, felicitări invitatelor. Bineînțeles, Nea Vasile, Enea, instructorul de la Hanțegana, și Daniela, soția domniei sale, ne spune bună dimineața. Manuela Maria Ionescu ne spune bună dimineața. Și mai sunt mesaje. Am dat citire doar câtorva, pentru că să vedeți că emisiunea e live. Mihaela Mureșar ne salută și ne îmbrățișează și ne spune bună dimineața. A fost în direct această emisiune, n-am dat citire mesajelor pentru că am vrut să le las timpul de emisie din cele 50 de minute din această dimineață de 20, nu știu în câte sunt, 7 august. Mâine 27 ședință la Consiliul Județean. Dragile mele, eu vă mulțumesc așa cum vă mulțumesc din totdeauna că existați în primul rând și că ne faceți viața mai frumoasă. Poate nu de multe ori reușim să-ți spunem în cuvinte că fără voi viața mea ar fi tristă și să știi că sunt mulți oameni care n-au curajul să spună asta. Am simțit în 26 aprilie lucruri pe care până atunci nu le-am simțit niciodată din partea publicului. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Andreea, eu îți doresc mult succes. Mulțumesc. Nu mai sunt la prima tinerețe, dar cât voi putea și dacă Dumnezeu îmi dă sănătate din partea mea și a familiei Hunedoara 1 TV, noi o să te susținem. Suntem prietenii tăi, ți-am spus. Noi cât putem, familia, ai încă o bucată, știi? Așa, familia extinsă. Extinsă. Hunedoara 1 TV, Corina, Nicol, Petronela Tămaș, Rosi și chiar și cei tineri care te-au cunoscut ieri, Alin, de exemplu. Alin a descărcat materialele și a avut o remarcă, dar e frumoasă că el a făcut poza pentru promo. Da, noi suntem alături de tine și dacă vreodată vrei să transmiți ceva, noi te așteptăm aici cu brațele deschise. Mulțumesc mult pentru susținere și pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine până acum. N-am făcut nimic, puteam mai mult. Promovarea a fost destul. N-am venit în 26, încă mă simt vinovată. Dragii mei, aici ne luăm la revedere pentru că a zis Rosi, gata, în cască. Pot doar să vă spun că mâine dimineață vom avea chimie. No, schimbai domeniu, așa, când la bal, când la spital. Tiberius Troia și Casa Științei va veni mâine dimineață. Ce ai zis? Mâine dimineață va veni alături de noi Casa Științei. Să vedem cum e cu clorul, cu H2, nu mai o. Știu. O? H2O. Zici tu? Da. Ai, ce-i, frate... Ai apă, cică. Așa mi-aduc eu aminte din școală. Până mâine dimineață când ne revedem aici la Dale Dimineții alături de Tiberius Troia și doi dintre cei din grupul lui de elevi care îl vor însoți de la Casa Științei. Eu spun doar atât. Simplu. Vă iubesc.
Nu uitați, iubiți și voi, dăruiți, că nu se știe niciodată când primiți înapoi. Și să știți că, de, în general, când dăruiți atât, primiți atât. Adică dai cu mână și primești cu 10. Uite, știu eu de la actorii teatrului. Sau cum e finalul spectacolului lui Andrei, precum aurul, precum apa, precum soarele, fii limpede și strălucitor și oglindește ce e în inima ta. Privește în tine și vezi. Vă iubesc!